ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Acolo vă puteți să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Ce a fost greu a trecut, sau nu? Dacă ne referim la ceea ce s-a întâmplat în perioada de campanie, în ziua alegerilor, deocamdată rămânem cu aceiași primari pe care i-am avut până în data de 9 iunie, însă mai sunt puține săptămâni până când se va preda ștafeta. O perioadă destul de interesantă este aceasta, pentru că mulți deja și-au făcut socotelile, planurile dintre cei care urmează să preia conducerea primăriilor, cei care încă mai sunt în funcție, însă au pierdut alegerile, sunt mai puțin vizibili unii dintre ei, alții încearcă să își finalizeze unele proiecte acolo unde, într-adevăr, acei primari au fost cu tot sufletul pentru comunitate. Sunt multe problemele în continuare și în județul Hunedoara. Vom discuta astăzi despre aceste probleme, vom discuta și despre ce urmează în perioada următoare cu invitatul meu, domnul Tiberiu Barstan, președintele Organizației Județene AUR Hunedoara și consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Cum spuneam, a fost o perioadă extrem de interesantă, cu o campanie electorală destul de agresivă, putem spune, din anumite puncte de vedere, liniștită în alte zone, depinde de jocurile care au fost făcute în mare și parte. Interese. Și de interese, exact, pentru că până la urmă așa este politica, ne place sau nu ne place, cam aici se rezumă multe dintre aspecte. Cetățeanul este și el pe undeva, pe acolo, în acel top al intereselor, să spunem, a politicienilor și a oamenilor care sunt în administrație. Spuneam că este o perioadă și mai interesantă acum, pentru că deja am aflat cine vor fi, care au rămas, de fapt, primarii în funcție, care au fost realeși de către comunitățile pe care le reprezintă, dar și cei care urmează să preia această funcție. Și în unele zone primarii își continuă activitatea, cumva... Între ghilimele activitățile, că s-o obișnuiți de ani de zile, mandate întregi, să fie tot așa, într-o stare din asta de relaxare. Cel puțin încearcă să mai facă mimează câte ceva. Da. Alții, în schimb, parcă sunt așa, dați dispăruți din acest peisaj. Cum este la Deva? Că ați început campania, că a trecut a fost o perioadă grea. Eu consider că, din punct de vedere administrativ și politic, problemele de-abia acum încep. Și o să înceapă odată cu preluarea mandatelor. În campanie toate sunt ok, sunt bani, sunt rezolvări, sunt soluții, investițiile se mișcă pe aici pe acolo și toată lumea e optimistă, inclusiv cei care li se cer votul, își pun speranță, din păcate cam la aceleași garnituri de politicieni. S-a văzut destul de bine că e greu să pătrunzi în administrațiile publice locale, în condițiile în care avem și un electorat captiv, un electorat care ani de zile votează și girează aceleași administrații, aceleași conduceri, să le gestioneze, să zic, viața și confortul din comunitățile în care trăiesc. Nu le este suficient un mandat, două, trei, ca să edifice de nivelul și de profesionalismul acelor primari, acelor administrații care sunt conduse de către ei și îi girează în continuare. Asta mă surprinde.
Unii dintre ei poate și din comoditate, nu neapărat că sunt sau reprezintă acel electorat captiv. Poate își mai doresc să mai ofere o șansă acelui om. Cred că și frica asta, mai ales la comunele mici, de schimbare, de primarii cumva controlează să, ca un fel de boieri pe aceste primării. Au fost comune în care în campania electorală am avut parte de amenințări asupra anumitor cetățeni, dacă nu votezi, cine știe ce se va întâmpla, și atunci, cum spuneți, cred că și teama, frica uneori de a produce acea schimbare, pe care unii poate și-o doresc, însă nu au curajul de a o face. Dar, să nu uităm, în acea cabină de vot ești doar tu. Exact. Și asta vă spuneam, mă surprinde. Noi am încercat să venim cu garnitură de oameni, mare parte care n-au mai făcut politică și administrație, dar au arătat în mediul privat sau unii au activat că sunt oameni care pot să aducă un plus valoare comunității. Ne bucurăm că am reușit să penetrăm, să zic așa, mare parte din consiliile locale. Nu putem avea noi decizia cea mai importantă, dar suntem acolo să aducem, să zic, pe masa administrației locale proiecte, soluții la probleme care se confruntă comunitatea. Să nu uităm, organizația pe care o reprezentați la nivelul județului Hunedoara a obținut cel mai bun scor la nivelul național, întregii țări, exact. Da, e un lucru și a unei întregi echipe. Sunt aproape 5 ani de politică la nivel de județ. Am gestionat, să zic așa, această filială, a existat și liniștea și siguranța de care membrii au avut nevoie. Au știut că dacă muncesc se vor regăsi pe aceste liste, pe locuri eligibile. Așa s-a și întâmplat. A fost cumva un criteriu de la care nu ați făcut rabat. Da, am preferat să girăm oamenii care ne dau siguranță. Au fost și niște comisii de evaluare, s-a ținut cont și de profesionalismul lor. Au mai fost și situații când, având în vedere a fost această comasare, a trebuit să găsim soluții mult mai repede. Le-am găsit, nu toate sunt satisfăcătoare, dar în mod sigur, lucrând ca o echipă, putem controla anumite decizii sau lucruri pe care derapaje, dacă acești consilieri încearcă să le facă. Funcționăm după, să zic, după niște principii în care eu cred și sper că după acești 4 ani de zile să putem spune că ne-am făcut treaba pentru cetățeni și suntem o soluție, o variantă alternativă mult mai sănătoasă pentru administrațiile și comunitățile în care trăim. Am demonstrat asta și la Deva, unde suntem 2 consilieri locali de la Aur. Am venit și cu proiecte și cu soluții și cu critici și cu alternative. Sunteți mulțumiți de ceea ce ați reușit să faceți pentru comunitatea deveană în cei 4 ani în care ați fost consilieri local, dacă ne raportăm și la colegul dumneavoastră? La puterea decizională pe care am avut-o în consiliul local, consider că ne-am făcut treaba. Am luat atitudine întotdeauna când au fost derapaje sau proiecte care nu erau oportune sau nu aduceau un beneficiu pentru comunitate. Cam asta s-a putut în condițiile în care eram 2 voturi. Sper pe viitor cu noua conducere a primăriei, cu nouul primar, să schimbe un pic viziunea și să fie mai deschis la proiecte, la soluții și care vin de la alți consilieri din alte partide politice. Pentru că trebuie să trecem de nivelul ăsta de politică și să facem administrație, părerea mea. Că mulți nu fac diferența sau o fac și intenționat, cum a fost și această campanie, s-au folosit resurse publice pentru a-și face campanie. Cum să vă spun eu, e destul de greu pentru noi. Am încercat să compensăm prin munca prin teren, întâlniri cu oameni, discuții. Să faceți puțin altfel lucrurile, da. Lucruri care intră cumva și la categoria normalitate, pentru că acei care urmează să ne reprezinte pe fiecare dintre noi ar trebui să fie totuși în mijlocul oamenilor, să ia pulsul așa de la firul ierbii, cum se spune. Da, am că puține ajung în consiliul local sau atunci când sunt ședințe pentru a putea să ia cuvântul, atunci când sunt lăsați, pentru că au mai fost cazuri în care nu au mai fost lăsați oamenii să-și spună problemele și până la urmă ei merg acolo pentru a căuta soluții la acele probleme.
cu atât mai mult cu cât unii dintre cetățeni chiar vin cu soluții. Doar trebuie să fie implementate. Clar că ar trebui schimbate, exact. Ascultați și văzut unde sunt idei și propuneri bune, trebuie ținut cont de ele și văzut cumva și girate și implementate la nivel local. Am văzut în general așa că e o lehamite vis-a-vis nu doar de politică, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în comunități. S-a văzut și prin prezența la vot. Am și spus că dacă iasă lumea la vot, putem spera la ceva mai bine, la o schimbare. A fost o creștere totuși, dar nu a ajutat partidele politice în condițiile în care prezența a fost 50%, 30 ceva de procente. Electoratul acela captiv, electoratul care merge după lumina care o dau partidele care ne administrează de 34 de ani. Nu are fiecare partid acest electorat captiv? Noi avem, ne putem să zic așa, compara cu ei, avem un electorat în mișcare, încercăm să convingem cât mai mulți oameni că suntem cu totul altfel. Ei aici au siguranța, de ani nu e prea mult agitație în campanie, în afară la legile locale au mai peticipă și pe acolo niște drumuri și cu astea au convins, să zic, între ghilimele, electoratul. Eu nu cred că e asta. Sunt foarte mulți oameni care depind de deciziile pe care le au guvernele aflate la conducerea țării, guverne formate în mare parte din aceste partide, PSD și PNL. Și de ei depinde locul lor de muncă, depinde condițiile lor de viață și atunci să mai arunc așa și niște câteva fumigene, că dacă ar veni aur, fac restructurări, reorganizări, manipularea asta la noi funcționează destul de bine și prinde la foarte mulți oameni. Eu sper la legile care la prezidențiale și la parlamentare să ridicăm nivelul și să promovăm și în Parlamentul României cât mai mulți oameni care să se bată pentru interesul național al românilor, nu pentru anumite interese care vin de afară, ne dirigează nouă cum să trăim, ce trebuie să facem, când trebuie să tăcem, nu putem fi de acord cu astea în condițiile în care, eu zic, că vine o perioadă destul de grea pentru România și pentru noi ca cetățeni. Sunteți mulțumit de numărul consilierilor locali, județeni pe care ați reușit să-i câștigați, iată, la aceste alegeri locale, de fapt. Primari nu ați reușit, nu? Județul Hunedoara. Deși probabil că scorul acolo a fost strâns în unele locuri. E și complicat și, cum a spus, la comunități mai mici, la comune, foarte greu să poți să faci schimbări. Noi am încercat tot ce ați depins de noi prin acțiuni, prin generare de evenimente, să convingem că suntem o alternativă bună în administrațiile publice locale. Da, sunt mulțumit în general, avem 7 consilieri județeni, am obținut 17,8% la nivel de județ, peste 94 de consilieri locali, față de ceea ce am avut acum 4 ani, când eram 2 consilieri la Deva și mai aveam 3 consilieri la comune. Eu zic că e foarte, foarte bine. O creștere semnificativă. Da. Și asta s-a văzut, probabil oamenii i-am convins în toți acești 4 ani că nu poți într-o lună, două, deși am avut situații în care a venit un candidat pe ultima 100 de metri și a luat voturi. Asta arată că totuși suntem și un electorat așa mai naiv. Lumea nu se uită neapărat la echipa cu care vine candidatul, la proiectele, la soluțiile. Dacă facem niște live-uri lacrimogene și cumva îi sensibilizăm pe oameni acolo unde iau decizii, atunci aș pot schimba votul de pe zi pe alta. Eu zic că v-ați schimba tactica în următoarele alegeri din acest punct de vedere? Noi nu putem merge, nu ne-am propus să ieșim în fața alegătorilor cu minciuni, cu dezinformări, cu manipulări. Nu suntem genul și astea nu ajută pe nimeni. Noi trebuie să ieșim cu oameni bine pregătiți, oameni profesioniști, oameni care pot să dea garanția că odată votați, pot să facă și schimbare. Pentru că cu fumigene din astea ajungi în administrația publică locală și ești acolo numai de decor. Nu poți să gândești proiecte bune pentru oameni, nu poți să ai discuții în comunitate și să oferi rezolvări oamenilor. Și atunci
ne trezim că avem iar un consiliu local, cum am avut și până acum la Deva, când comasați au funcționat perfect, toți erau cu mâinile pe sus, noi mai luam atitudine, mai votam unele... De multe ori ați semnalat anumite derapaje, poate anumite nereguli pe care le-ați identificat în cadrul unor proiecte și ați fost taxați uneori verbal. Asta e, mereu legat de unele vânzări, achiziții, ni se punea etichetă când ne opunem dezvoltării, nu, ne-am opus risipirii banului public și a unor investiții care nu aduceau un plus valoare pentru comunitate. Știm destul de bine că le-am arătat în toți acești 4 ani. De asta vă spun, noi în administrațiile publice locale ne dorim să facem treabă, nu avem alte interese, nu suntem mânați de, sau nici nu putem fi cumpărați cu funcții, s-au mai încercat și acum mai există, au început deja cu negocieri să ne bată la ușă, atâta timp cât... Pe negocierile sunt evidente în politică și administrație, da, nu? Vedem noi... ce se întâmplă și la nivel central. De câteva luni, chiar de un an, nu? Ciucă Ciolacu tot negociază. Așa e și în teritoriu. Da, spre deosebire de noi negociem bunăstarea cetățenilor, nu a noastră. chestiuni personale sau să avem acolo un loc călduț și niște venituri pentru care nu ne aducem un aport, nu, sau munca necesară pentru care am fost votați și să fim, să reprezentăm cetățenii acolo. Da. Rămâneți în continuare în Consiliul Local Deva, rămâneți în Consiliul Județean. Ce veți face în continuare după ce se va încheia acest mandat? Sunt în două locuri. Unii insistă să rămân într-o parte, alții în alta. Probabil o să iau o decizie în perioada următoare. Încă nu ați luat această decizie? Unde o să rămân, o să fac treaba. Încă nu, dar o să văd. Mă gândesc bine și acolo unde e nevoie de mine, acolo să și fiu. Deci urmează probabil discuții și în interiorul partidului pentru a vedea exact. Da, bine, aici deciziile se iau fiecare. Bun, sunt discuții, dacă pot să aduc o plus valoare la nivel de județ, rămân acolo. Dacă pe Deva, deși e orașul în care trebuie și îmi doresc să-mi aduc aportul, să ridicăm cumva Deva la un alt nivel, știm destul de bine că suntem într-un regres de câțiva ani. Și, din păcate, și noua administrație, primarul, dacă va prelua gestionarea orașului, să confrunte cu o grămadă de probleme legate de investițiile care sunt, mai ales cele pe fonduri, aici ar trebui insistat și terminate până la sfârșitul anului, pentru că altfel ne trezim că o să dăm o grămadă de bani înapoi și atunci există riscul de, Doamne ferește, de a intra orașul în faliment sau vreo 10-15 ani să nu mai putem avea bani de investiții sau alte cheltuieli care, de care au nevoie cetățenii. 10-15 ani este enorm pentru Pentru că vorbim oraș. De 10 de milioane de euro, în condițiile în care bugetul e stagnare. Și ar trebui o strategie clară, eu zic că aici trebuie focusată. Dar nu există această strategie pentru că atunci când începi să creionezi un proiect, da? Că vorbim de piste, că vorbim de creșe noi, de polivalente, de ce o mai fi, ar trebui în mod normal, în mintea unor oameni, să existe și o strategie a la lung, așa, nu doar facem un proiect, vedem dacă avem bani sau nu să-l finalizăm, vedem cum și dacă se vor efectua aceste lucrări. În campanie știu că ați fost mai activ, să spunem, și mai prezent în foarte multe zone din municipiul Deva, ați luat așa pulsul lucrărilor. După campanie ați mai mers pe străzile din Deva, acolo unde sunt în desfășurare, cel puțin în teorie, proiectele și dacă da, care este activitatea? Asta mă îngrijorează și pe mine și probabil mulți cetățeni nu cunosc aceste detalii. Și săptămâna trecută am fost pe câteva șantiere care ar trebui să duduie de muncitori, pentru că sunt termenele care, cum vă spuneam, expiră în decembrie și noiembrie și atâta timp cât nu există forță de muncă pe acele șantiere, nu putem spera că aceste investiții vor fi terminate la termen. Și atunci ajungem în situația asta în care trebuie să punem banii și se va complica destul de mult tot ceea ce înseamnă buget și investiții pentru Deva.
De vară, cel mai mare buget, totuși, în județul Hunedoara. Adică este, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Deci avem mulți bani, părerea mea, care se duc în direcții total greșite. S-a văzut în toți acești ani. Sunt foarte mulți bani, doar că nu se știe cum să fie gestionați în așa fel încât să da. Ajungă și să... Asta e lipsa unei strategii clare de unde te apuci. Calitatea vieții, am mai spus, nu-i dată. E nevoie și de infrastructură, de drumuri, de... dar insistăm prea mult într-o direcție în care nu ne ajută pe noi ca și comunic. E bun, în partea educațională s-a investit în școli, e un lucru bun. Partea cu sănătatea, cu calitatea aerului, cu agrementul, turismul, trăim într-un oraș unde dacă vorbim de relaxare printre cetățenii, toată lumea vorbește de Aqualand. N-ai alte alternative în care să te duci să te relaxezi. Zona Căprioare a fost devastată de tăierile de pădure. Existau acolo un areal, o zonă destul de liniștită, cu poteci, cu... mergeau foarte mulți cu bicicleta. Să mergeți acum, că e un dezastru ce s-a întâmplat acolo. Bejanul la fel, nu-i pus în valoare, s-au făcut acolo niște săli de evenimente. Eu cred că se putea face mult mai multe lucruri într-o zonă în care oferă destul de multe pentru agrement și pentru recreere. Dacă nu se insiste în direcțiile astea, ne mirăm că din ce în ce mai mulți oameni pleacă din oraș. Probabil și chestiunea cu locurile de muncă, deși vorbesc cu foarte mulți patroni, caută să angajeze și pe salarii destul de bune. Nu mai găsesc nici forță de muncă. Atunci, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt cel puțin 7500 de șomeri. Indemnizați și neindemnizați, bineînțeles. Există și cursuri de calificare sau reorientare profesională, da? Ar trebui să fie undeva acești oameni, acești profesioniști, dacă păi nu, vedeți, să fie antrenați în această direcție. Tot administrațiile, sistemul ăsta care ne conduce de vină. Cam încurajat mult statul acasă, nemunca, prin acordarea de ajutoare sociale unor oameni care sunt perfecți pentru a munci. Da. Întâlnesc și o cazul discuții în care refuză, li se plusează la salar și refuză să vină să meargă la muncă. În condițiile astea, de asta nu știu direcția în care o apucăm noi ca oraș, și asta e o chestie generală în toată România, nu neapărat la Deva, și strategia de asta, vă spun, e creșită la nivel național. Școlile profesionale, nu mai prea avem... Acum de câțiva ani a fost reluată această latura învățământului. Da, tot să văd cu doctorate, diplome, facultăți, dar mai avem nevoie și de profesioniști, oameni care să știe meseria, că aici ne lovim, e o problemă generală, ai nevoie de un electrician, de un instalator, nu-l găsești. Și un electrician nu este plătit cu minimul pe economie, mă gândesc. Nu sunt plătiți foarte bine. Uneori sunt firme care plătesc salarii la nivelul Germaniei. Și cu toate astea nu găsesc forță de muncă. Asta nu înțeleg. Mulți pleacă dincolo. Eu probabil nu e neapărat veniturile. Cred că au o altă siguranță legat de partea medicală, școlile pe stradă, la noi nu știu, e așa un improvizăm prea mult pe partea asta și asta nu-i bine. Sunt lucruri care nu dau siguranță oamenilor și atunci ei încearcă și sistemul, cred că uneori bulversează mult, prea mult pe acești oameni de aleg să plece în străinătate, să se stabilească acolo și majoritatea dintre ei, trebuie să recunoaștem, nu se mai prea întorc în țară să locuiască aici, cel puțin pe perioada cât copiile sunt la școală sau urmează anumite studii în străinătate. Da, puțini sunt care alte revin. Facilități, alte avantaje. La noi, oriunde te miști, dai de o instituție de, și la școală. Trebuie să le mai cumperi caiete, mai trebuie, eu știu... Învățământ gratuit, da, dar pe bani, totuși. Da, sunt costuri destul de mari, plus la școală, în general, e foarte multă informație, copiii nu asimilează, trebuie să te mai duci la meditații, alte extra costuri și toți părinții își dau interesul pentru ca copiilor să fie bine pregătiți. Cred că și la nivel național, pe partea asta cu educația, ar trebui schimbată strategia, normele păi de predare schimbă, și... Păi se tot schimbă, că dacă ar fi să calculăm în ultimii 10-15 ani câte modificări au fost aduse legii educației, cred că adormim numărând, știți? De asta vă spun că problemele sunt la nivel înalt și acolo întâlnim niște... Sunt și oameni bine pregătiți, profesioniști, dar nu sunt lăsați să-și pună în valoare gândurile, planurile.
pentru că direcțiile vin, cum mai spuneam, nu oamenii politici care conduc aceste partide, sunt grupurile de interese care controlează economie, afaceri, finanțe și lor le convine să aibă acolo niște marionete pe care să-i ghideze și să le apere interesele lor, nu ale cetățenilor. De asta noi încercăm în proiectul care îl avem să promovăm oameni care să ne reprezinte atât la Parlamentul European cât și în Parlamentul României, care să lupte pentru interesul oamenilor și să ne fie mai bine. Pentru că avem o țară cu potențial, nu trăim pe nisipuri cum sunt în Africa sau până... Avem ape, avem păduri, avem resurse, avem tot ce trebuie. Din păcate, suntem administrați prost, gestionați extrem de prost și premize de mai bine nu se întrevăd. O să vedem și din iarnă, că de asta și primarii care unii au rămas pe funcție, alții schimbați, o să aibă o viață destul de grea. Bugetul țării cam făcut vraiște, economia merge cam și nu prea merge, cam șchiopătează și la pândă stau marile instituții bancare, cum e gen FMI-ul, Banca Mondială, care ne dau bani cu dobândă destul de mare, cea mai mare dobândă din Uniunea Europeană o avem noi la credite, dar nu înțeleg ce nevoie avem și de aceste credite, pentru că luăm bani miliarde, plătim dobânzi de miliarde și în viața noastră de zi cu zi nu vedem mari schimbări. Ba, vedem că, iată, de la 1 iulie a crescut și în ultima perioadă și salariul minim pe economie de la 3300 la 3700 și în egală măsură am asistat la creșterea carburantului, am asistat la creșteri, spun specialiștii, cum ne place nouă să zicem, și în ceea ce privește gazul și automat și prețul la raft al unor alimente va fi cu siguranță mai mare, pentru că acel carburant înseamnă până la urmă un preț care se va reflecta și în pâinea care ajunge la Bulzești, la Lunca Cernii și așa mai departe. Deci cu o mână dai, cu două ei sau cum? Păi cam așa lucrează guvernele astea ale României. Sfluturile prin față o bagnotă și prin spate trei mâini care ți-au din buzunar. Și nu-ți dai seama. Și oricum, făcând o analiză, gradul de sărăcie în România e tot în creștere. Tot vedem aia că România e bine. Da, sunt vreo 10% care se mai duc în vacanțe, mai se duc cu mașini de 10-15 mii de euro, dar mare parte dintre români o duc destul de prost, au grijă zilei de mâine, nu-și mai pot acoperi facturile, medicamentele, vedem foarte bine, a explodat și piața asta farmaceutică, toată lumea a scos și la farmacii, asta arată că partea și cu educația și cu sănătatea și cu suferim foarte mult. Și de asta vă spun, am luat credite foarte multe care nu se regăsesc în viața noastră de zi cu zi. Ne uităm la alte țări, cum s-au dezvoltat. Noi am bătut pasul pe loc. Și aici asta spun, cei pe care i-am votat, i-am girat, i-am revotat, îi păstrăm acolo sus, nu și-au făcut treaba. Acum nu putem spune chiar că România a bătut pasul pe loc, pentru că o evoluție s-a observat în ultimii ani sau în ultimii 20 de ani poate, dar ritmul în care evoluăm și din punct de vedere al infrastructurii rutiere, ne raportăm numai la autostrăzi pe care le avem și nu prea. Să nu uităm și această porțiune de la Coșava, iată, e un chin pentru majoritatea celor care fie fac naveta sau sunt nevoiți poate să treacă de câteva ori pe săptămână în această zonă și vorbim de câțiva kilometri. Da, nu este o lucrare deloc ușoară pentru că vorbim acolo de tunel și așa mai departe, dar dacă ne uităm, cum spunea și dumneavoastră puțin mai devreme, la alte țări, acolo vorbim de tuneluri de zeci de kilometri poate, nu dintr-o bucată, dar câte au fost făcute. Noi ne chinuim Valea Oltului. Iarăși, o altă anomalie. Aici nu e interesul, nu e o strategie. Trebuia plecat din anii 90 și gândit, dacă ai infrastructură, atunci s-a plecat și investitori, în anii 90. Da. Doar urmă, că... avem partea asta financiară, cu codul fiscal, modificări. În condiția asta, nicio firmă nu-ți mai vine, că nu poți să-și facă un plan pe câțiva ani de zile. Când tu, ca și guvern, păi stai cam găuri, mai, ce mai fac? Mai îndesez taxele, mai îndesez taxele și impozite pe taxe forța pe de muncă. Taxe pe care le pui exact tot în cârca, da, acestor oameni. Și atunci, multe firme, băi, mă duc în Bulgaria, în Ungaria, unde am, să zic așa, condiții mai bune de a funcționa, când am o siguranță. Și o stabilitate, când... poate. Exact. La noi nu există aceste lucruri și nu putem spune că noi evoluăm în condițiile în care 6-7 milioane de români pleacă afară. Și aici vorbim de forță de muncă calificată, vorbim de
oameni care ar putea să-și aducă un plus valoare în cadrul țării noastre, avem medici foarte buni care au plecat afară să profeseze și nu neapărat datorită banilor. Au mers acolo pentru că aveau siguranță. Profesând, nu poți să aibă pe nimeni pe conștiință. Aici, în spitalele de la noi, îți vine omul cu o problemă, pleacă cu 10. Am discutat cu foarte mulți medici tineri, zice, mă, lipsa infrastructurii, a dotărilor, a oamenilor slab pregătiți de lângă noi, m-a făcut să plec afară. Și nu asta, un doctor câștigă destul de bine și la noi. Dar, vedeți, toate lucrurile astea duc, creează o imagine că țara asta, e o părere a mea, că nu într-o direcție bună și mai avem, să zic așa, o șansă să mai ocotim, dar totul depinde de noi. Trebuie să fim mai realiști, nu trebuie să mai fim naivi și să credem tot ce ni se flutură pe sub nas. Pentru că sunt, cum vă spuneam, anumite interese să manipuleze, să nu arate realitatea. Realitatea e destul de complicată, vă spun, în perioada următoare și în iarnă. O să ajungem la creșteri de taxe, impozite, alte creșteri, plus lipsa banilor din buget va duce la tăieri de venituri pentru, atât pentru bugetar, cât și pentru, mă gândesc și la ministere, cum zice, la educație și la al sănătății, pentru că o să taie tot mereu de aici, nu o să taie de unde au ei interese. Va fi destul de complicat. Sper să depășim și aceste lucruri, dar valul ăsta al problemelor, să știți, nu-i numai în România, e cam în toată Europa, în toată lumea, vedem conflictele care sunt și inevitabil ne afectează pe toți. Noi o să fim cei mai expuși pentru că suntem administrați de niște oameni care sunt slab pregătiți, oameni care sunt ghidați de, cum vă spuneam, alte interese și atunci cine suferă suntem tot noi cetățenii plătitori de taxe și impozite. Acum lupta cea mare este dusă pe data în care vor avea loc alegerile prezidențiale. Dacă cei de la PSD își doresc în septembrie, vin cei de la PNL, spun că ar trebui final de octombrie, de noiembrie, este așa o nebuloasă în aceste zile, poate că totuși vor lua zilele acestea o decizie, de fapt și trebuie să ia o decizie până una alta pentru a stabili cu exactitate ziua, zilele în care vor avea loc primul și al doilea tur pentru alegerile prezidențiale. Deja sunt câteva nume care au fost anunțate oficial. Vorbim aici de Elena Lasconi, vorbim de George Simion, care a și făcut lansarea oficială în mijlocul câtorva mii, cred că, de membrii ai Alianței pentru Unirea Românilor. Mai avem și pe domnul Joan în centrul atenției de data aceasta în postura de candidat pentru președinția României. Sunt câteva nume interesante, putem spune, pentru ce o să urmeze. Da, ping-pongul ăsta cu data legii, cum a fost și cu comasarea și cu... Este o strategie pe nimeni, și asta oare, sau? În mod sigur și când ei nu pot să-și susțină, să-și scoată în față un candidat, după ce probleme, ce soluție ar putea găsi la partea economică cu care ne confruntăm la situația din România. Dar mă rog, ei își fac analizele lor, clar, direcția nu o să fie, adică o decizie politică, sunt toți cei din exterior care le vor scoate candidatul și îl vor vărui în asemenea mod încât el să iasă președinte. Va fi Mircea Joană acest personaj văruit între Eu așa cred la cum se mișcă lucrurile, mod sigur el va fi promovat, nu sunt expert atât, dar din ce văd, din modul lor de lucru, am avut timp până toți acești ani să-mi dau seama cum funcționează ei și probabil Ciolacu va fi scos pe linie moartă. Nu e problema noastră ce scot ei. A mea, ca și lider de partid de filială județeană, problema e ce facem noi, mesajele cu care venim. Avem candidat George Simion, președintele anunțat, avem și niște proiecte bune pentru țară. Eu cred că e nevoie și de o schimbare la nivel de președinție, pentru că în toți acești ani
știm bine, începând cu Iohannis, cu Băsescu și care au mai fost pe acolo, oamenii ăia n-au, să zic așa, nu s-au luptat pentru interesul românilor, pentru interesul național, au mers cam după cum le-au dictat cei din exterior și asta se vede în felul în care noi trăim, în modul în care, asta vă spuneam, mulți români au decis să plece din țară. Suntem, să zic așa, pe partea asta cu, după Siria, cu oameni care au părăsit România în condițiile în care la noi nu e război, nu-i, da, nesiguranța asta. E un alt tip asta, de război, da, la noi, din păcate. Și atunci, eu cred că e necesară o schimbare. Am văzut cu ea, nu mere, nu unde suntem, ăsta e nivelul, mai mult nu se poate, hai să mai încercăm și altceva. Clar că alegerile locale nu se aseamănă cu cele prezidențiale și cu parlamentare. Vedem ce hotărăște poporul și dacă decizia e să meargă înainte tot cu cei care girează sărăcia, nesiguranța, atunci ce să zic? Unii spun că George Simion nu ar fi pregătit sau potrivit pentru această funcție de președinte al României. Bineînțeles că nu veți putea să-mi spuneți că este sau nu așa, pentru că totuși este președintele partidului pe care îl reprezentați. La un moment dat, într-un interviu, cred că a și recunoscut chiar dumnealui că este totuși o provocare destul de mare, dar merge înainte pentru români. Da, eu, din câte știu pe George, de la început în această structură politică, e un om dedicat în totalitate românilor și a interesului național. Sunt convins că odată ajuns acolo, el își va păstra direcția. Nu e nevoie să fii neapărat să le cunoști pe toate dacă ajungi într-o funcție înaltă. O să ai și acolo consilieri. Important ca acel om să aibă coloană, să reprezinte pe toți românii și președintele are și niște atribuții clare și pe formarea guvernului. Acolo eu zic că trebuie găsit soluții pentru a rezolva probleme care se confruntă România. Și un tandem, să zic, dacă ar ajuta Dumnezeu, președinte AUR cu un guvern de AUR, eu cred că ar schimba foarte mult lucrurile în România. Nu suntem un partid, să zic, anti-european, suntem pro-european, am demonstrat asta de multe ori. Avem oameni care au activat în instituții europene care sunt alături de noi, avem și europarlamentari care ne reprezintă acolo din partea AUR, avem și intelectuali care sunt alături de noi pentru că au înțeles că nu suntem un partid extremist, un partid de cursă scurtă, să zic, un fel de, cum să mai practicau partide din astea făcute de pe zi pe alta pentru a-și atinge unii și alții scopurile. Suntem de 5 ani tot în formare, în creștere, atragem foarte mulți oameni de calitate și asta e un lucru bun, văd și la nivel de filială. Eu cred că George are șansa lui și cu ajutorul nostru al membrilor AUR, cu încrederea pe care românii ne-o dau și încercăm cât mai mult să îi convingem pe cât mai mult să ne dea votul, avem speranță că cumva vom reuși. Nu aveți un primar AUR în județul Hunedoara, însă aveți, iată, aproape 100 de consilieri. Cu cine ar fi dispus AUR să facă alianțe în consiliile locale pentru bunăstarea cetățenilor, să spunem așa? Sau veți face alianțe, vreo alianță? Nu, să facem, dar înțelegeri clare, pe o direcție clară, stabilită, legată de proiecte și de, să zic așa, să ne aducem un aport în bunăstarea cetățenilor, putem să avem. Nu o să mergem după frentele unora sau altora cu promisiuni că ne dau, că punem oameni nu știu unde sau nu știu ce. Exclus așa ceva. Dar vor veni poate și aceste propuneri. Da, dar la nivel de județ, la nivel național, băi, o echipă clară, stabilită, din care o să fiu și eu, discuțiile se vor purta atâta timp cât lucrurile sunt clare și acolo vor reprezenta cumva interesul cetățenilor. Asta vă spuneam. Excludem orice... Păi excludeți dumneavoastră, dar acum în orice partid mai există
persoane și persoane, ca să mă exprim așa cât mai elegant. Sunt unii care poate clar că nu o să putem va fi tentantă anumită propunere. În consiliile locale numai să trâmbițăm și să certăm pe administrație sau consiliile locale contra. Să fingi că contra. O să ne mulăm după fiecare echipă care are majoritate. Dacă au nevoie de, să zic, de oamenii noștri, atunci o să fim acolo. De asta vă spuneam. Deci nu excludeți înțelegeri nici cu un primar PNL, nici cu unul PSD, să spun. Nu. Deci asta, mare parte din primar, să zic așa, am avut și onoarea să-i cunosc, sunt oameni care vor, dar sunt legați de mâini. Partea asta financiară lipsește. Ei ar trebui cumva să-și gestioneze altfel bugetul. Bugetul e destul de mic, cumva ei sunt legați de Consiliul Județean și de guverne, dar eu zic și cu bani puțin să pot face lucruri bune. Trebuie numai niște idei și noi avem oamenii care ne bazăm pe ei că o să vină cu astfel de soluții la nivel local. O să avem discuții, clar, și dacă acolo ne se impune și putem să fim prezenți în deciziile administrative, o să fim și o să luăm cele mai bune hotărâri în sensul ăsta. La Deva veți avea trei consiliari, ați mai câștigat unul în Consiliul de Local. De cu plus, e bine. Da, cât e cu plus, nu? Da. E perfect. Și în celelalte mari orașe din județul Hunedoara ați reușit să aveți deja. Da, la Deva sper cu noua administrație să aibă deschidere mai mare în funcție de echipa care și-o aduc și ei și cu viziunea pe care clar că trebuie să lucreze și ei la un plan de redresare a orașului. Dacă putem să ne aducem și noi aport acolo, cu atât mai bine. Prin experiența pe care o avem și cunoaștem de aproape. Dacă nu rămâneți în opoziție, nu? Neapărat. Și acum am fost tot în opoziție, dar să știți că ne-am înțeles pe anumite lucruri și decizii. Dar ați mai venit și cu unele propuneri care au fost respinse. Da. Unele respinse, altele aprobate, altele vin de la ori și nu-i bine, cât că erau destul de bune pentru oraș. Și de ce credeți că se vor schimba aceste atitudini din partea unor? Păi, întotdeauna când se schimbă ceva, sperăm la mai bine. Acum vedem, după o perioadă de timp, dacă nou primar respectă ceea ce a promis în campanie și va avea, să zic așa, va duce decizii bune pentru comunitate, noi le vom susține. Deși va avea o misiune grea. Da, foarte grea, părerea mea. Cel puțin mea. La Deva. Sunt multe, asta vă spuneam, multe lucrări în derulare, cu termene depășite de nu știu cu lunile. Problema cea mai mare sunt astea finanțările europene. Trebuie să-și regândească toată partea asta administrativă, să-și prioritizeze lucrurile de care oportune și de care adevenii au nevoie și trebuie apăsat pedala de accelerație în direcția asta, dar trebuie în primul rând asta să evalueze situația orașului, a investițiilor, să se uite și în pungă, să vadă cam ce bănuți mai sunt pe acolo și mult sigur va avea nevoie și de susținere financiară mai de sus, mai de la guvern pentru a redresa cât de cât situația. Să nu ajungem într-o postură în care, cum vă spuneam, să ne blocaje financiare, ne plăs către firme, către executanți, către oameni care depind de bugetul local. Știm foarte bine, avem acolo și asistență socială și care mai sunt. Eu cred că lucrurile nu sunt chiar complicate atâta timp cât ai niște oameni care văd aceste lucruri și mai trebuie și niște măsuri radicale, părerea mea, că mai sunt sectoare care nu se mișcă, nu funcționează cum trebuie și acolo trebuie dat un impuls. Dacă nici cu impulsul nu ajută, găsi sunt alte soluții din punct de vedere profesional. În teorie pare susținerea și probabil și în practică, la câte declarații am auzit în această perioadă electorală și din partea Consiliului Județean Hunedoara, pentru că este PSD, primar la Deva PSD, și din partea Guvernului, cel puțin deocamdată. Așadar, din punct de vedere financiar, poate nu ar trebui să fie neapărat o problemă, mai degrabă o problemă de strategie, de modul în care sunt văzute, este văzută de fapt dezvoltarea acestui oraș și gestionarea proiectelor, așa cum spuneați mai devreme, care sunt în desfășurare și cam bate gongul azi mâine.
Aici este problema. Vom vedea ce se va întâmpla după ce va fi preluat mandatul. Sperăm că noi așa suntem ca națiune, tot timpul am sperat. Noi tot cu speranța săraca și cu luminița de la capătul tunelului suntem de ani buni. Ce e drept că le mai întâlnim din când în când, dar parcă pentru prea puțin timp. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes și să sperăm că ne veți da la un moment dat vestea unde rămâneți, da, la Consiliul Județean, în Consiliul Local, unde vă veți pune amprenta mai mult și unde puteți să contribuiți mai mult pentru oameni. Și eu vă mulțumesc și vreau să mulțumesc tuturor hunedorenilor care ne-au votat, au încredere în noi. Nu să-i reprezentăm doar pe în consiliile locale și pe ceilalți cetățeni. Noi, ca echipă, o să fim acolo unde e nevoie de noi și, în mod sigur, nu vom dezamăgi în acești 4 ani. Mulțumesc și echipei mele județene, căruia pentru rezultat datorez foarte mult și că nu e aportul meu, e al tuturor colegilor. Sperăm, cum spuneam, că odată cu prezidențiale și cu parlamentarele, să avem cât mai mulți oameni de aur acolo sus, care de asemenea să ne reprezinte și să... Aveți o misiune grea, pentru că trebuie să și demonstrați foarte mult în acești următori ani. Asta o să și facem. După 4 ani să toată lumea să fie, să zică, bă, n-am greșit și am dat votul unor oameni care chiar s-au luptat și au încercat să facă ceva pentru noi. Acum reușim, nu reușim în tot ceea ce ne propunem, dar încercăm să facem atâta timp cât voturile noastre contează acolo în consiliile locale și cu specialiștii care îi avem în spate, pentru că la noi consiliile locale o să urmeze niște cursuri de pregătire, să știe ce înseamnă administrație. Deci îi trimiteți la școlarizare, da, nu îi lăsați așa de capul lor. Exact. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!